Coaliție de guvernare iese la contraatac. Reprezentanții celor trei partide de la guvernare au fost nevoiți să iasă astăzi în fața presei și să respingă acuzațiile și criticile care vin în adresa guvernării, precum că aceasta impune cetățenii să participe la mitingul planificat pe 3 noiembrie. Ei spun că duminică nu este o acțiune electorală sau una politică, ci o campanie pentru Moldova și a îndemnat cetățenii să meargă la Chișinău. Toți cei care susțin parcursul european al Republicii Moldova sunt invitați pe 3 noiembrie în Piața Mare a Dunării Naționale și nici de cum nu vă lăsați influențați de careva informații provocatoare care ar trezi sau ar facilita acțiuni de dezorganizare în cadrul acestui eveniment. Este o adevărată campanie pentru Moldova, nu face parte de niciun fel de campanie politică sau campanie electorală. Este și un mesaj către Europa, deoarece nu doar Europa trebuie să facă pasul acesta, dar trebuie să facem și noi să mergem în întâmpinarea ceea ce urmează să se întâmple la Vilnius. Îndemnurile coaliției către populație de a participa la așa zisul marș al bucuriei întâmpină o rezistență puternică în societate. De la cetățeni simpli, organizații non-guvernamentale, până la mișcări și partide politice, cu toții anunță că nu vor participa și vor ignora marele eveniment al guvernării. Chiar și foști membri ai Alianței, care ulterior au părăsit această grupare politică, își îndeamnă simpatizanții, dar și întreaga societate, să nu se lasă pradă capcanei propagandistice puse la cale de regimul oligarhic de la putere. Refuzăm să participăm la această mascaradă. Ceea ce se planifică pentru 3 noiembrie nu are nicio legătură cu integrarea europeană. Nu exclud faptul că în piață vor veni oameni de bună credință, gata să sprijine ideea integrării europene. Dar îmi pare rău să-i anunț că vor fi folosiți cinic de politicienii care le-au folosit votul pro-european pentru a se îmbogăți. Guvernarea Republicii Moldova nu are ce arăta la Vilnius. Nici reforme realizate, nici dosare de corupție serioase, nici măcar explicații asupra modului în care s-au topit fondurile europene în buzunarele prietenilor de pe lângă guvern. Și atunci, ultimul lor argument, cel mai trist și mai penibil, este de a scoate oamenii în stradă. Guvernanții să țină speech-uri, oamenii să aplaude, să strige slogane și să fluture steaguri. Este, dacă vreți, un șantaj emoțional. Politicienii, dar și oamenii simpli, își dau seama că guvernarea va reuși să aducă în capitală un număr mare de participanți. Însă, totodată este clar că majoritatea celor prezenți, cu excepția persoanelor plătite și membrilor de partid, nu vor veni cu zâmbete și bucurii, ci mai degrabă cu regrete și cu frica de a nu fi disponibilizați sau aruncați în stradă. Și asta, după cum a declarat liderul antimafie Sergiu Mocanu, pentru că în centrul capitalei va fi organizată o nuntă a criminalilor. Dacă criminalul satului face o nuntă, lumea nu o să meargă la criminal dacă știe că ieri a ucis copiii. Deci acești criminali nu fac o nuntă pentru integrare europeană, fac o adunare electorală. Și slavă Domnului că nu s-au găsit astăzi oameni din societatea civilă care să-i sprijine. Ce fel de adunare e asta și ce fel de integrare europeană demonstrăm noi dacă cei care observă fenomenul politic din Republica Moldova știu foarte exact cum se organizează această adunare? Închipuiți-vă că lucrătorii poștali, de la telecomunicații, primarii, toți absolut, deci toate firmele de transport, lumea nu se va putea deplasa nicăieri în Chișinău în ziua aceea, cu alte interese personale pentru că nu vor fi nici microbuse, nu va fi absolut nimic. Toate firmele de transport sunt la cheremul lor în acea zi și aducă, așa zis, și susținători în Piața Mare a Dunării Naționale. După ce au sărăcit populația asta, după ce oamenii ăștia nu mai au ce pune pe masă, ăștia încă îi aduc chemeziți de foame în Piața Mare a Dunării Naționale. Este o sfidare a acestei societăți, este o sfidare groaznică a acestei societăți după tot ce aici au făcut ei până acum. Vă închipuiți să meargă oamenii ăștia și să vadă mutra rânjând a lui Plahotniuc și mutra veselă a lui Filat în prezidiul acestei adunări. Precizăm că deocamdată nicio organizație serioasă, nicio mișcare social-politică sau partid nu și-a anunțat prezența lor alături de actuala guvernare în cadrul evenimentului de duminică. Au răsunat doar îndemnări din partea unor mișcări sindicale și organizații controlate politic de democrați și liberal-democrați.
PCRM s-a adresat cetățenilor Moldovei condemnul de a boicota la 3 noiembrie marșul anunțat de PD, PLDM și PLR, pe care îl califică ca un spectacol ridicol și laș al regimului. Totodată, formațiunea se adresează și către cetățenii care vor fi aduși împotriva voinței lor, prin șantaj și presiune în Piața Marea Dunării Naționale, să păstreze calmul și să nu răspundă la provocările guvernării. Potrivit PCRM, acțiunea anunțată de guvernare pentru duminica aceasta va fi o dovadă în plus a slăbiciunii guvernării care pleacă. Последние недели и месяцы вся страна, все молдавское общество стали свидетелями стремительного падения авторитета действующей власти. Несмолкающие коррупционные скандалы, бандитский грабеж государственной собственности от банка для экономии до государственного аэропорта Кишинев, трагическая необъяснимая гибель уже 9 солдат национальной армии, политика открытой государственной измены во всем, что касается территориальной целостности страны, безудержный рост цен и тарифов, все это свело к историческому минимуму доверия граждан к действующей власти, к режиму. В этой обстановке правящие партии лишь усугубляют системный политический и экономический кризис. În loc să recunoască public incapacitatea de a guverna țara, să recunoască eșecul lor politic și să accepte demisia guvernului incompetent, guvernarea organizează show-uri primitive de susținere populară, spun comuniștii. Anume, un asemenea show va fi organizat pe 3 noiembrie în Piața Marea Dunării Naționale. Oamenii vor fi scoși cu forță la acest eveniment doar pentru a satisface ambiția celor de la guvernare de a-și lustrui imaginea în fața europenilor. Используя рычаги административного принуждения, угроз, массовой раздачи денег, партии власти сгоняют в столицу Молдовы десятки тысяч граждан. Именно этой массовке по неволе надлежит продемонстрировать массовость всенародной и беззаветной любви молдавского народа к олигархам, рейдерам и контрабандистам. Под флагом европейской интеграции в 21 веке в Кишиневе пройдет событие, аналоги которому известны лишь в истории латиноамериканских тоталитарных хунт. Există numeroase semnale din teritoriu și apeluri din partea cetățenilor care se plâng că sunt impuși să participe la nunta mafioților, așa cum a fost poreclită în popor acțiunea planificată de oligarhii de la putere. Apeluri au parvenit din raioanele Soroca, Criuleni, Hâncești, Strășeni, Călăraș și chiar din Găgăuzia și continuă să parvină din sute de localități din țară. У нас есть информация письменное обращение работников Гагаузгаза, предприятия Гагаузгаз, где их принуждают 3 числа выходить и выезжать в город Кишинев. Причем эту запись они сделали даже в книге регистрации, которая имеется в Гагаузгазе. Asemenea, informații sunt recepționate de organizații non-guvernamentale, de partide din opoziția extraparlamentară și de deputații neafiliați. Practic, nicio localitate din țară nu a scăpat de șantajul și presiunea politică din partea guvernării. Oligarhii au întocmit liste de participare în care sunt incluși mii de funcționari publici și locuitori din sute de localități care urmează a fi transportați duminică în capitală. Comuniștii au condamnat această practică de persecutare politică și îndeamnă cetățenii să boicoteze evenimentul din 3 noiembrie. Партия коммунистов призывает всех граждан страны бойкотировать эту позорную и трусливую театральную постановку режима. Тем же, кто против своей воли, под прессингом шантажа и расправ, окажется 3 ноября на площади Великого национального собрания, важно сохранять хладнокровие и не поддаваться ни на какие провокации властей. Какие бы сценарии режим не готовил в этот день, мы призываем всех сторонников проявить спокойствие и осознание того, что готовящееся действо станет еще одним масштабным проявлением слабости уходящей власти. În satul Copceac, raionul Ceadăr Lunga, au avut loc funeraliile tânărului soldat Petru Copușiu, care a fost găsit mort acum câteva zile într-o unitate din Chișinău. La înmormântare au participat sute de localnici și oameni din localitățile învecinate. Tragedia nu a lăsat pe nimeni indiferent, iar oamenii sunt înfuriați pe autorități că nu fac nimic pentru a se afla adevărul în acest caz, dar și pentru a preveni astfel de cazuri în Armata Națională. De ce 9 smerti, 9-a smerti și nu podneali? Și în одной toși части. Я бы хотел всем тем остальным 8 родителям, 8 детей, чтобы они поднялись, собрались, объединившись, разобраться в этой ситуации. Потому что это тоже не дело. Ни один ребенок больше в армию не пойдет села нашего, пока не будет разобрана эта ситуация официально. Лично я своего сына, наверное,
ни в коем случае не отдам вам. Петя, он никогда в жизни руку на себя не наложит. Никогда этому я не верю и не поверю, и люди не поверят в нашем селе. Эта версия лживая. Я сегодня возмущена тем, что не вижу людей оттуда, где он служил. Начальники, хотя бы кто-то приехал бы и сказал бы свое последнее слово о нем. Я не верю, что он мог поступить так. Сам себя пристрелить, убить. Он был спокойным, работящим пацаном. Зная Петю, зная его характер, что он был тихим, очень спокойным, он никогда не дрался, никому никогда не перечил. Очень был спокоен, он не может пойти на самоубийство. Наши ребята, вот с Копчака именно, и гагаузы вообще, не будут там служить. А этих министров надо оттуда уничтожить просто. Вот этот мальчик этого не способен сделать. Тем более 9 убийств, это не случайно. Если они по национальной почве вот это сделали, пускай они это... Кто командует там, эти румыны, пускай идут у себя в Румынии командуют, а не здесь. У нас трудолюбивый народ, пускай это. Здесь есть кому командовать и все остальное. Почему-то именно гагаузы это. С гагаузии эти ребята уходят, а не этих румынов. Почему их дети учатся в Америке, а не это, служат в армии. Пускай их дети служат в армии, тогда уже люди поймут, что да, они тоже служат. А этот, они своих детей посылают учиться в Америке, везде, в Европе. А наши люди, простой народ, это, страдает, убирает наших невинных этих ребят. Ministrul apărării Vitalie Marinuța nu are nici capacități de a face ordine și nici calități morale de ofițer. De aceea, Nicolae Timofti, care ocupă postul de președinte de țară, trebuie să semneze un decret cu privire la demisia lui Marinuță. În caz contrar, Timofti va deveni complicele crimelor care au loc în Armata Națională. Declarația aparține deputaților comuniști care au solicitat astăzi în plenul Parlamentului demisia imediată și necondiționată a ministrului apărării. Deputații comuniști care fac parte din comisia specială care investigează moartea celui de-al nouălea ostaș din armată au declarat că în urma acumulării informațiilor privind tragicul caz au rămas mai multe întrebări decât răspunsuri. Военнослужащие утверждают, что Копыщу Петр сам произвел выстрел себе в голову из автомата Калашникова. При этом заранее снял штык-нож, вытащил из магазина первый патрон, который был холостым, и положил его в себе карман. В то же самое время они не смогли сказать о возможных причинах побудившего данного солдата пойти на такой поступок. В части его охарактеризовали как дисциплинированного, спокойного, уравновешенного, справедливого солдата. Мы не можем опровергнуть или подтвердить данную информацию, которую получили. Однако у меня лично появилось очень множество вопросов, на которые я сегодня не имею ответа. Во-первых, как могло случиться, что в 11:45 был произведен выстрел, а уже через 2 часа, 2 с половиной часа информация о том, что он погиб, была в интернете. Причем не только констатация факта, а уже была и трактовка, и объяснение, что он погиб из-за неразделенной любви, из-за девушки. Это получается, что уже в первые минуты трагедии кого-то интересовало не сам факт трагедии, а объяснение этой трагедии для того, чтобы направить общественное мнение в нужное кому-то русло. Второе. Родственники утверждают, что 27 числа, когда они видели в первый раз труп солдата, у него на лбу была дырка от пули. И то, что мы видели 28 числа, абсолютно отличалось от того, что видели родственники в первый день. 28 числа у него была рана размером 7-8 сантиметров, причем правильной прямоугольной формы. И это дает возможность родственникам говорить о том, что с 27 на 28 число в месте раны была проведена хирургическое вмешательство. Если это действительно так, то возникает вопрос, кому это нужно было, для чего это было сделано. Третье. У военнослужащего были разорваны карманы на брюках. Получается, что либо он перед выстрелом себе в голову разорвал себе карманы, либо карманы уже разорвали на трупе. Четвертое. Почему на место происшествия не были приглашены сразу криминалисты, которые должны были провести видео-фотосъемку, освидетельствование места происшествия? И самое главное, нам никто не смог ответить, где находится пуля, которой был убит данный солдат.
утверждают, что эта пуля вылетела в смотровое окно, которое составляет 10%, фактически на 90% закрытого помещения. Это надо себе представить, что данный солдат произвел выстрел себе в лоб из автомата Калашникова, фактически держа автомат параллельно земле. Эти и очень многие вопросы, которые возникли, должны получить ответ в результате работы Следственной комиссии. Dar până când vor fi anunțate rezultatele comisiei de anchetă, este clar un lucru. Ministrul Marinuța trebuie să zboare din funcție imediat și necondiționat, spun comuniștii. Мы не знаем на сегодняшний день, что на самом деле произошло. Мы не можем утверждать сегодня, что это было самоубийство или это было убийство. Но в любом случае, как бы там ни было, это девятая смерть за три года и управление ведомством Министерства обороны господина Маринуц. Это говорит о глубоких и системных проблемах в армии, с которыми господин Маринуц справиться не может. И мы сегодня требуем безоговорочной отставки данного гражданина, который не справляется со своими профессиональными обязанностями. Nu doar incapacitatea de a face ordine în armată este caracteristică lui Marinuța, spun comuniștii. Acesta nu are nici calități morale de ofițier. În timp ce părinții își îngropau tânărul întors de la armată în Sicriu, ministrul apărării chefuia la o petrecere în Chișinău și nu a avut măcar grija să organizeze prezența unor militari la funeralei, în spiritul solidarității de arme. Вчера, во время похорон, не было ни одного представителя части, командного состава, чтобы отдать честь своему сослуживцу и провести его в последний путь. Но в то же самое время господин Маринуца 29 числа вечером находится на торжественном приеме в турецком посольстве, пьет, смеется, улыбается и радуется жизни. Еще когда тело солдата находилось в гробу и с ним прощалось все село. Мы не верим в моральный устой данного гражданина о том, что он может сам написать заявление уйти. Поэтому мы требуем от господина Тимофти подписать соответствующий указ. Если господин Тимофти на это не пойдет, это значит, он является соучастником того беспредела, который сегодня проходит у нас в армии. И кровь тех солдат, которые погибли в мирное время, не только на руках господина Маринуци, но и на совести данного гражданина, господина Тимофти. Autoritățile moldovenești au decis să trimită soldații la operațiuni în Kosovo. Un proiect de lege în acest sens va fi examinat mâine la ședința Parlamentului. Chișinăul oficial a decis să nu consulte opinia Serbiei despre participarea soldaților moldoveni la operațiunea din Kosovo. Aceasta este o situație stranie din punct de vedere al dreptului internațional, a menționat deputatul PCRM Sergiu Stati, care a propus ca proiectul de lege să fie retras de pe ordinea de zi. Opinia mea și convingerea mea este că această chestiune este una absolut politică și respectiv trebuie să fie examinată de către Comisia Politică Externă și prezentată de către Comisia Politică Externă. 2. Trebuie să fie acest proiect prezentat nu de Ministerul Apărării, nu de Marinuță, dar să vină încoace Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene ca să ne prezinte acest proiect. Deci propunerea mea este care? Ca să-l scoatem astăzi de pe ordinea de zi, să nu ne facem de râs, să nu ne încercăm să mergem înaintea trenului, nu vă grăbiți ca să trimiteți carne de tun, deci în orice colț al lumii, fiindcă omoruri sunt suficiente și în Armata Națională la noi aici, la Chișinău. De aceea, încă o dată vreau să reiterez, fracțiunea noastră, cu toată insistența, vă propune ca proiectul 412 să fie scos de pe ordinea de zi. În polemică a intrat deputatul liberal reformator Ana Guțu, care a declarat că soldații moldoveni trebuie să participe la această operațiune în schimbul granturilor oferite de NATO. Republica Moldova nu poate doar să primească fonduri și granturi pentru a distruge pesticide, pentru a dezamorsa anumite armamente și mai departe din partea NATO, trebuie să avem și noi o prestație. Și dumneavoastră vă dați foarte bine seama că anume despre aceasta este vorba și nu este vorba de ceea ce spuneați dumneavoastră, trimitem oamenii să moară. Precizăm că Ministerul Apărării este condus de colegul lui Ana Guțu, liberal-reformatorul Vitalie Marinuța, care deseori s-a pronunțat pentru o colaborare strânsă dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Asta în pofida faptului că astfel de declarații și acțiuni contravin Constituției și statutului de neutralitate al țării noastre. În acest context, deputatul Grigore Petrencu a declarat că operațiunea din Kosovo se desfășoară sub egida blocului NATO, iar participarea contingentului moldovenesc pune sub semnul întrebării statutul de neutralitate permanentă al Republicii. Dar totodată pune în pericol viața soldaților, așa cum s-a întâmplat cu militarii din alte țări. Vreau să subliniez, această misiune internațională este sub comandamentul
organizației Atlanticului de Nord. Noi suntem un stat neutru, conform Constituției. Haideți să nu încălcăm Constituția Republicii Moldova. Din 1999, la această operațiune NATO, deja și-au pierdut viața mai mult de 100 de militari din diferite țări. Reprezentanții PCRM au menționat faptul că prin trimiterea soldaților în Kosovo, coaliția de guvernare sprijină procesele separatiste nu doar în interiorul țării, dar și la nivel internațional. Iar pentru participarea la această operațiune este necesar de a fi obținut acordul Serbiei. Cu regret, alianța și acum, cum se mai numește la dumneavoastră, alianța numărul 14, deci promovează separatismul nu numai în interiorul țării, dar cu regret și pe plan internațional. Și să putem discuta acest proiect numai în condițiile când va veni o solicitare oficială din partea Serbiei. Și atunci, respectiv, noi vom avea posibilitatea ca să discutăm și să negociem acest proiect cu un stat care este internațional recunoscut și nu un anclav separatist. Totodată, în opinia deputaților comuniști, intenționând să participe la operațiunea KFOR, Moldova ar putea nimeri într-o situație delicată, întrucât țara noastră nu a recunoscut independența Kosovo. Potrivit comunistului Vasile Șova, soldații sunt trimiși în Kosovo sub un pretext neclar, iar pentru a clarifica toate momentele, trebuie inițial de a adopta legea cu privire la statutul permanent al neutralității Republicii Moldova. Сегодня ставится вопрос по участию в миротворческой операции в Косово под очень странным контекстом с точки зрения непризнания Молдовой этой территории как независимого государства. Все это влияет, на мой взгляд, на в том числе политическую и вопросы безопасности и стабильности в Республике Молдова. В связи с чем наша фракция предлагает, чтобы урегулировать все эти вопросы четко в законе, который проект закона мы зарегистрировали в 2011 году под номером 1002, проект закона о статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова, в котором могли бы быть четко прописаны условия, при которых Республика Молдова могла бы участвовать в тех или иных международных акциях по поддержанию мира и стабильности. În pofida argumentelor constructive prezentate de opoziție, deputații din coaliția de guvernare au ignorat toate propunerile venite de la deputații Partidului Comuniștilor. Prin urmare, proiectul de lege 142 cu privire la trimiterea ostașilor moldoveni în Kosovo va fi examinat mâine la ședința Parlamentului. În legătură cu faptul că săptămâna curentă Vladimir Plahotniuc a decis să se retragă din principalul organ legislativ al țării, în Parlament a fost prezentat un proiect de hotărâre cu privire la retragerea mandatului său. În temei articolul 69 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolul 2 alineatul 8 din legea 39 din 7 aprilie 94 despre statutul deputatului în Parlament, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Se ia de cerere de demisie a deputatului în Parlament Vladimir Plahotniuc, ales din partea Partidului Democrat din Moldova. De menționat că încă în anul 2011 în presă circula informația că oligarhul Plahotniuc deține cetățeniile mai multor state și deseori schimbă documentele luând numele Ulinici, iar prenumele Vlad. În legătură cu acest fapt, deputații comuniști au cerut să fie verificat detaliul care Vlad și-a depus mandatul, Plahotniuc sau Ulinici. Dumneavoastră ați verificat cine din Plahotniuc a semnat această cerere? Că domnul Plahotniuc are mai multe identități. Însă deputatul democrat Raisa Apolski, care totodată este și nașa de cununia lui Plahotniuc, a declarat că actele au fost întocmite conform legii. La rândul său, comunistul Grigore Petrenco a declarat că subiectul ce ține de mandatul lui Vladimir Plahotniuc, discutat de plen, este absolut neîntâmplător, iar premizele pentru acest gest au apărut acum câțiva ani. Первый шаг в этом направлении был сделан нами на прошлой сессии, когда господин Плахотнюк был снят с президиума парламента в результате разбирательства вокруг сокрытия преступления в ПДУРе Домнянское, когда большинство депутатов проголосовало за потерю политического доверия к господину Плахотнюку Улиничу. В случае на охоте сокрытие преступления породило политический кризис и выявило серьезные проблемы с разделением властей, с функционированием демократических институтов в нашей стране, что позволило говорить многим экспертам, как у нас в Молдове, так и за границей, о захваченном характере молдавского государства.
Potrivit lui Petrenko, Plahotniuc de mult trebuia să-și dea demisia, inclusiv din cauza faptului că Plahotniuc Ulinici este monitorizat de Biroul Internațional al Interpolului. Mai mult decât atât, Petrenko a declarat că actuala componență a majorității parlamentare s-a discreditat total în fața poporului. De aceea trebuie să plece în istorie împreună cu Plahotniuc. Господину Плахотнюку уже тогда надо было уходить в отставку и отказываться самостоятельно от мандата депутата. Мы его призывали к этому тогда, но он этого не сделал. Он продолжал находиться в стенах этого парламента, сидя у стены вот там за камерами, вызывая по очереди к себе то Канду, то Дадона, то других своих подчиненных. Этот парламент полностью себя дискредитировал. Посмотрите на себя, правящее большинство. Некоторые из вас, господин Бутмалай, мы вас знаем и знаем, помним то видео, где вы запечатлены с представителями криминального мира. Некоторые из вас уже осуждены другими государствами, как господин Гума, в период действующего мандата и скрываетесь под депутатским мандатом. Это неудивительно, так как вы попали сюда благодаря контрабандисту Филату и благодаря рейдеру Плахотнюку. С уходом Плахотнюка из парламента не решается главная проблема. Республика Молдова продолжает быть захваченным государством. И Генеральная прокуратура, и Центр по борьбе с коррупцией, и Высшая судебная палата сегодня подчинены индивидуальным интересам этому конкретному персонажу. Поэтому этот уход, конечно же, не решает эту главную проблему. Главная проблема заключается и в том, что этот парламент нелегитимен. Вы не можете представлять интересы народа Республики Молдова. Этот парламент должен уйти в историю вместе с господином Плахотнюком. Primarii moldoveni au informat Consiliul Europei că actuala guvernare de la Chișinău construiește un sistem autoritar în Moldova. Primarii au informat funcționarii europeni în legătură cu refuzul Chișinăului de a adopta legea cu privire la finanțele publice locale, dar și de a o implementa numai târziu de 1 ianuarie 2014, așa cum a promis și s-a angajat anterior guvernarea. Circa 30 de primari care s-au deplasat la Strasburg au purtat pancarte cu mesaje: sprijinim democrația și descentralizarea. Democrația locală în Republica Moldova este în pericol. Gata cu promisiunile. A venit timpul acțiunilor. Timp de o oră, participanții la Flash Mob au repartizat materiale informative în care au punctat principalele măsuri care urmează să fie efectuate, astfel încât primăriile din Republica Moldova să dispună de mecanisme echitabile de finanțare și implicit de condiții bune pentru dezvoltare. Concomitent, edilii locale au avut întrevederi și discuții cu mai mulți oficiali europeni din diverse structuri ale Consiliului Europei. În special, Francis Lech, raportorul Consiliului Europei pentru Republica Moldova, a informat delegația Republicii Moldova despre îngrijorarea care există la moment în privința semnalelor negative venite din Republica Moldova în legătură cu modul de realizare a angajamentelor sale față de Consiliul Europei. Acest subiect a fost dezbătut la ultima ședință a Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și una din deciziile adoptate a fost de a cere explicații din partea Guvernului Republicii Moldova ca ulterior să fie stabilită o vizită de post-monitorizare în vederea examinării situației și a modului de realizare a recomandărilor Consiliului Europei în domeniul democrației locale. Amintim că pe 11 octombrie curent, sute de primari au participat la un marș în susținerea implementării legii finanțelor locale. Atunci, niciun reprezentant al autorităților nu a răspuns invitației de a discuta. Ulterior, în cadrul ședinței Biroului Executiv al Consiliului Autorităților Locale, din care fac parte primari care reprezintă 2/3 din localitățile țării, s-a decis intensificarea dialogului cu instituțiile europene și occidentale, care au investit milioane de lei în elaborarea strategiilor de descentralizare și acum așteaptă rezultate. Totodată, primarii, indignați de situația actuală și de ignoranța guvernanților, au propus convocarea unei adunări generale a tuturor autorităților publice locale, renunțarea în masă și în semn de protest la aprobarea bugetelor locale pentru 2014 în formula veche și ieșire flagrantă și masivă a reprezentanților autorităților locale din toate partidele politice. Din cauza faptului că avem adolescenți care nu vor să se apropie de carte, în cadrul Bibliotecii Maramureș se desfășoară activități de promovare a cititului în rândul tinerilor. Acestea sunt organizate de Clubul Bibliofagurile cu scopul de a forma cititorul activ. Aici, săptămâna, se desfășoară activități captivante, activități interactive la care elevii sunt interesați să participe, spun organizatorii. Până face această dezbatere, am elaborat un sondaj
l-am aplicat peste 100, deci la care au participat peste 100 de elevi și am întrebat, care sunt cauzele pentru care nu citiți? Nu ale care le credem noi, profesorii, care sunt cauzele reale? Și elevii, dincolo de faptul că n-au timp, n-au timp, până la urmă n-au motivație. Există N factori care îi încurcă să nu găsesc cărți. Păi bine, bibliotecile sunt pline de cărți. Nu asta este cauza. Cauza este că educația aceasta, dragostea pentru carte, ea se duc treptat. În cadrul acestei dezbateri noi să reprezentăm două tabere. Pe de o parte bibliomanii, elevii care citesc mult, îi stau la lecții sub masă și citesc. Pe de o parte bibliofobii, citesc plângând. Copiază de pe net. Poate nu are dreptate bibliofobul, poate are dreptate bibliomanul sau viceversa, dar împreună, într-o discuție, vom găsi adevărul și calea asta de mijloc prin care vom încerca să-l atragem pe elevul bibliofob, cel care se teme de carte, să se apropie de carte. Clubul de lectură Bibliofagurile a fost inaugurat recent, fiind la cea de-a doua activitate. De obicei participă elevi începând cu clasa 5-a până la clasa 12-a. Anume, prin dezbateri, tinerii încearcă să-și dezvolte capacitățile analitice. Astăzi ne-am adunat pentru a face o dezbatere în format Karl Popper, care de fapt este cea mai cunoscută metodă de a dezbate un subiect, la tema între bibliofobie și bibliofilie. Vom dezbate anume această criză a lecturii care este resimțită în societatea noastră tot mai mult. Tinerii participanți la dezbateri sunt împărțiți în două echipe, a câte trei elevi. Prima sunt afirmatorii, iar a doua negatorii, care poartă o discuție în contradictoriu. Au un impact benefic pentru că copiii polemizează, discută și această discuție este o gimnastică a minții, o gimnastică a sufletului, intelectului, care îi face competitivi în, așa vreau zic, deci cunoaștere, în afirmarea lor mai târziu în viață. Ideea acestui proiect a apărut în timpul orelor de limbă română, când profesorul și elevii au hotărât să înființeze un club care să aibă obiectivul de a promova lectura în rândul tinerilor. La rândul ei, Biblioteca Maramureș a salutat această inițiativă, punându-și serviciile la dispoziția comunității. Serviciile și produsele bibliotecii sunt orientate anume pe comunitate, deci urmărim și interesele dumnealor. Inaugurarea clubului Bibliofagurile a rezultat din dorința de a pune accent pe fenomenul lecturii în societate și ne dorim ca cu adevărat să fie unul remarcabil prin varietatea, prin atractivitatea, originalitatea sa. Precizăm că potrivit ultimului barometru al opiniei publice, 50% dintre moldoveni declară că nu au citit nicio carte în ultimile 3 luni, iar 12% declară că citesc o dată pe lună sau mai rar. Numărul celor care citesc cărți în fiecare zi e doar de 1,6% din respondenți.